vedeți și ce o să auziți, nu s-a mai întâmplat niciodată. Niciodată, niciodată nu am avut noi, pământenii, imagini atât de frumoase și sunet atât de clar de pe Planeta Roșie, de pe Marte. Știu, o să spuneți că n-are nicio legătură cu Câțu, n-are nicio legătură cu Ciolacu, n-are nicio legătură cu bugetul, n-are nicio legătură cu mascarada și cu circul care bântuie România pe toate televizoarele. Este foarte adevărat. Îmi cer scuze. Eu cred că știrea pe planetă este că odată ce a ajuns pe suprafața planetei pe 18 februarie, cred că ora 3:55, post meridian, ora de est a stat sau de vest a stat, nu mai țin minte exact, acest modul lunar, sau cum îi spun mulți, roverul lunar, aveți imagini, dați la 3. Aveți imagini, stimați telespectatori, istorice. Asta este o animație, dar o să vedeți după aceea și imagini. Asta este animația care arată momentul, ca să zic așa, aterizării. Deși e o prostie, cum să aterizezi pe Marte? Momentul în care ajunge pe suprafața planetei Marte, iată, o să vă arătăm știri și o să vă rog să faceți un pic de liniște în casă, să rugați să dați copiii mai încet, să dați cățelul un pic mai încet sau pisica să o rugați să nu mai miaune. Pentru că o să vedeți în curând imagini de pe planeta Marte. Este momentul în care naveta purtătoare, racheta purtătoare a plecat din Florida. Dar hai să trecem la filmulețul, hai la filmulețul următor, Alin, te rog. Hai la filmulețul următor. O să vedeți imagini imediat dintr-un material care este premieră pe planetă, imediat. Haide, pregătiți-l. Imagini în premieră și netrucate, iată-le, eu deja le văd în previzionare, o să le vedeți și voi. Băgați-mi și mie filmul aici, da, pe post. Băgați-mi și mie cei pe post aici. Oameni buni, cu sunet. The rover's body is too close for the mast cam's telephoto lens. But we were able to capture the rover using the other mast cam lens. Pentru cei care știu engleză, nu e nevoie să fac un comentariu. Pentru cei care nu știu, vă spun doar așa, în sinteză. Camerele, 19 camere de luat vederi și două super, hiper microfoane sunt instalate pe acest rover care, după cum vedeți, a transmis primele imagini de pe planeta Marte acasă. 2,7 miliarde de dolari a costat această experiență fabuloasă, ca dovadă că unii nu se gândesc doar să ne fure carnea din ciorbă, să țină minerii închiși în abataje, să-i prostească pe oameni, să le privatizeze viața sau să ne facă să ne vindem viitorul pe nimic și să mâncăm, efectiv să ne mâncăm viitorul. Nu. Sunt unii, după cum vedeți, care se gândesc la ce o să facă nepoții nepoților nepoților noștri. Dacă vor mai avea casă, dacă vor mai avea unde trăi. Foarte puțină lume știe, stimați telespectatori, că în momentul în care o să moară soarele, cea mai apropiată stea de pământ, soarele nostru, cel de toate zilele, această minunăție dată de Dumnezeu ca să putem trăi, când va muri, va avea o perioadă de suferință. Se va dilata până când își va înghiți, iertați-mă, tot sistemul solar, dar înainte să se dilate, cu multe, multe mii de ani înainte, va face ca sistemul nostru solar să trăiască o temperatură de 5 până la 10.000 de grade. Adică viața pe Pământ va fi de mult istorie. Apoi se va dilata, își va înghiți tot ceea ce Dumnezeu a creat în jurul lui, apoi se va contracta, apoi va deveni o pitică oarecare într-un univers unic. Numai că strămoșii strămoșilor noștri atunci vor vedea acest spectacol trist și vor lăcrima din altă casă pe care, după cum vedeți, unii o pregătesc, o caută. Nu ne lasă să ne chinuim în nimicnicia și micimea știrilor noastre de zi. Asta, de zi cu zi, asta e știrea planetei, oameni buni. Asta este știrea care ne arată că am putea avea un viitor. Nu ce facem în Parlamentul de la București, nu cum ne batjocorim viitorul copiilor și nepoților noștri, nu. Noi nu suntem în stare. N-am auzit ce ai spus, Alin. Vă rog frumos să-mi spune, Alin, și bine face, să ne oprim un pic din orice discuție și voi acasă și eu în platou, pentru că din regia postului B1 va fi pusă în undă.
Se va tăia sunetul acestui film, care, repet, sunt imagini în premieră de pe planeta Marte. Dați în continuare filmul, nu pe NASA, dă pe filmul ăla. Și atenție mare, primele sunete transmise acasă, acasă pe pământ, de pe Marte. Ascultați-le. Da, se aude foarte încet. Se aude ca și cum ar fi un vânt. Se aude ca și cum ar fi o parte din viitorul nostru. Repet, ce vedeți pe aceste, ca să spun așa, osciloscoape și ce auziți, nu sunt niște bârâieli din regia de sunet B1 TV, nu. Sunt sunete de pe planeta Marte. Vă puteți imagina unde am reușit să ajungem ca specie. Vă puteți imagina cât suntem noi departe, departe noi ăștia de aici, de acasă, din Românica. Departe de cei care au făcut posibilă această uriașă simfonie în câteva zeci de secunde de pe Marte. Vă puteți imagina că ne bălăcim în nimicuri. Că ne bălăcim într-o existență prea puțin spus efemeră și fără sens în raport cu cei care caută viitorul speciei. Astea sunt zgomote de pe Marte, oameni buni. Ce invitat? Dați mai tare. Vă întrebam. Zgomote de pe Marte. Ce invitat? Ce telefon? Ce parlamentar? Ce lider sindical? Ce șef de stat sau de guvern ar putea să înlocuiască, să fie mai tare, mai penetrant în sufletul nostru ca oameni decât aceste zgomote. Bine, îmi cer scuze dacă am început emisiunea cu stângul, mi-am asumat, știu că trebuia să încep, gata, mersi mult, Aline, mersi mult colegilor din regie, acesta este centrul spațial NASA și momentul în care, o să vedeți, momentul în care bucuria au lansat, de fapt, nava și apoi o să vedeți. Există și momentul bucuriei, oda bucuriei, când modulul se desparte de vehicul și vehiculul ajunge pe suprafața planetei roșii. Credeți-mă, noi nu vom apuca, nici eu cel care vorbește și nici voi cel care ascultați, nu vom apuca momentul. Dar urmașilor noștri, cu certitudine, se vor uita la pământ seara, la niște obiecte pe care nu știu să le denumesc, căci poate nici n-au încă un concept și un nume. Noi le spunem acum televizoare, nu știu cum le vor spune ei. Și vor lăcrima cu certitudine, văzând că bârlogul stră bunicilor lor este topit de propriul soare. Așa va fi. Imaginați-vă că n-avem scăpare, dar imaginile astea ne arată că sunt șanse să avem viitor. N-avem scăpare în sensul că acesta va fi inexorabil sfârșitul sistemului nostru solar. Este dovedit științific. Bine, un intermezzo care, din păcate, e prea scurt pentru un moment atât de mare. Mă simt vinovat că emisiunea e prea mică ca să încapă în ea un moment istoric ca acesta. Americanii au pus pe suprafața planetei Marte un obiect care a trimis acasă sunete și imagini. Ca și cum noi de la B1 am transmite de la Ciulnița Life producția agricolă la hectar și un interviu cu șeful de CAP-ul. Aici suntem noi, acolo sunt ei. N-avem ce face. Bine. Oameni buni, hai să venim acasă. Acasă unde lucrurile sunt de o minunăție. Gata, scoateți aceste imagini. Le mulțumim celor care toată viața și-au dedicat-o științei și viitorului speciei noastre. Fără ei n-am avea niciun viitor, credeți-mă. Ăia știți cu minus 14 la dioptrii, care dorm cu capul în pizza, cu băutura răcoritoare lângă ei și care într-un garaj se trezesc odată. Am găsit viață lângă pulsarul nu știu care, în constelația nu știu care, am găsit viață. De ce? Pentru că toată copilăria lui și-a dedicat. Hai că n-are sens. Am ajuns în fel de
într-un delirant speech fără sens. Câte lume să fie interesată dintre cei care se uită de ce spun eu acum? Foarte puțin. Foarte puțin. Dacă nu e cu șoșoacă degeaba. Și cu... nu e cu șoșoacă, e cu Marte. Oameni buni, unul dintre momentele importante în capitală se desfășoară acum în faza lui pregătitoare. O să vedeți imediat și documente. O să avem și telefoane. Se desfășoară în faza lui preliminară următorul eveniment. La propunerea primarului, i-ai dat Aline, i-ai dat domnului primar toate cele, SMS, alea, invitații, da? Bravo. Nu dorește să intre deocamdată în emisiunea noastră. A răspuns? Nu, nici măcar nu ne-a răspuns, corect. Suntem prea mici pentru domnul Nicușor Dan. Ideea e următoarea. A făcut o propunere ca documentele, puzurile, nu știe lumea ce e la puz, mă rog, plan urbanist, zonal, e complicat. Nici eu nu știu foarte bine. Cert este că ce știu foarte bine este așa. Că vineri se discută ca în capitala României, cu excepția sectorului 1, să se oprească din autorizare șantiere care urmau să fie deschise în zona dezvoltatorilor de imobile private, blocuri, vile și alea, dar și în zona dezvoltatorilor sau, mă rog, celor care se ocupă de contracte, poduri, pasaje, îmbunătățirea de-astea, cum se cheamă, rutiere. Zi-mă cum se cheamă asta, rutiera, Alexandre. Zi-mă totalitatea drumurilor, mă rog. Am spus că avem director de imagine mai tare ca moderatorii. Infrastructura rutiera capitale, cum bine zice directorul Alex de imagine. Oameni buni, o să luăm... hai să facem așa. În primul rând, cu cine să vorbești despre asta dacă nu vorbești cu fostul arhitect șef al capitalei care a dat aprobările puse acum sub semnul întrebării. Actualmente este arhitect șef în județul Ilfov. Îl avem pe domnul Dumitrașcu? Bună ziua, domnule arhitect șef! Bună ziua, domnule Barbu, sau bună ziua, Tudore, pentru că ne cunoaștem bună de 25 de ani. Bună ziua, Fane. Și vreau să fac o precizare, sunt arhitectul șef al sectorului 3 la acest moment. Iartă-mi incultura. Fane Dumitrașcu este arhitectul șef al sectorului 3. Iartă-mă, Fane. Acum, lângă Fane Dumitrașcu, repet, unul dintre oamenii care cunosc, hai să nu fiu la superlativ, care cunosc foarte bine, spre detaliu, tot Bucureștiul, de la catacombele lui până la cel mai înalt nivel construit vreodată în București. De ce? Pentru că de foarte mulți ani, eu mă știu cu el de 20 ceva de ani, când era tot arhitect șef la sectorul 3, oameni buni. E vorba de foarte multe mii de locuri de muncă. O să vă întrebați de ce facem subiectul, pentru că e vorba de foarte multe mii de locuri de muncă, nu în pericol, dar puse într-o dilemă. Mă refer la cei care muncesc în construcții. Și al doilea motiv, la fel de important, este... vorba de foarte mulți bani și de investiții cu ecou în bugetul statului de miliarde de lei. De ce? Pentru că 2 ani de amânare a rezolvării problemei puzurilor care stau la baza aprobării construcțiilor civile și dezvoltatorilor ăsta de cartiere, deci au la bază acest pus, este foarte complicat. Și al doilea om pe care l-am rugat și a acceptat și îi mulțumesc pentru asta să intre în direct este domnul Pânișoară, care este președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului. Bună ziua, domnul Pânișoară! Bună ziua! Iată, iertați-mă, îmi cer scuze că stăteam cu spatele la tocmai președinte. Domnul președinte, hai să încep cu dumneavoastră. Dar în termeni în care să înțelegem, că dacă vorbim prea așa, prea elevat, prea... nici licențios, dar nici elevat, ca să înțeleagă toată lumea, inclusiv eu, care nu suntem profani. Aceste documente, te rog frumos, pictore, să dai și documentele pe ecran să le vadă lumea în timp ce vorbim cu domnul Pânișoară și cu domnul Dumitrașcu. Pun sau nu pun în pericol două lucruri. Locuri de muncă și dezvoltarea sau derularea unor proiecte deja avizate la nivel de autorizație de construcție și certificat de urbanism, sau este doar pentru viitor și nu afectează, ăsta ar trebui să fie Skype-ul, dar o să avem mici reveniri. Ne auzim cu... ce asta mai aici? Până se reface Skype-ul? Bine, atunci până refacem Skype-ul, domnul Dumitrașcu vă întreb pe dumneavoastră același lucru. Ați prezentat niște imagini de pe o planetă îndepărtată. Corect. Cu un teritoriu absolut deșertic, în care nu există nici reglementare și nicio construcție. Este momentul în care prima dată primim aceste imagini și, într-adevăr, e o treabă absolut fabuloasă. Bucureștiul, din păcate, este în pericol ca pentru următorii 2 ani de zile, în ceea ce privește
privește reglementările de construire să arate la fel ca această planetă pe care ați prezentat-o. Domnul Fane, dragă, hai să trecem de beletristica elevată pe care ne-o propui, să venim în concret. Ce anume propune primarul Capitalei și ce efect are această propunere dacă ea vineri la vot trece? Dar pe scurt. Primarul Capitalei propune ca prin anularea sau prorogarea, amânarea pentru aplicare a reglementărilor pe întreg teritoriul municipiului București aflate în vigoare și aprobate conform legii în ultimii 4 ani, aceste reglementări să fie radiate cu prindeaua, să rămână teren nereglementat, pentru că nu avem la ce reglementare să ne întoarcem, iar toate autorizațiile de construire să fie emise în acest caz numai în baza unor documentații de urbanism întocmite de fiecare petent, ceea ce este o situație absolut imposibilă. Ne întoarcem la anul 1999. Da, știți că domnul primar, domnul Fane, dragă, domnul Mitrașu, primarul spune așa, e atât de mare de vâlmășia, sunt atât de mari de bandada, de vâlmășia, haosul în ceea ce înseamnă arhitectura Bucureștiului, aprobările, șpăgile, parandărăturile. Eu vă spun acum ce ar spune dacă ar fi avut eleganța să intre în direct cu noi primarul Capitalei. Dar mă fac eu portavocea lui. Domnul Dumitrașcu, o să zic, bine, nu pe tonul ăsta, pe tonul omului care are de 2 ori, asta cum se cheamă, Olimpiada de Matematică, internațional vorbind. Domnul Dumitrașcu, dar în București este o fără de lege permanentă, este un abuz, este, orașul ăsta n-are un stil, n-are nimic, nu se respectă regimuri de înălțime, puzurile astea au devenit motiv de șpagă și motiv de parandărăt. Așa o să vă spună primarul Capitalei, domnul Dumitrașcu. Nu, domnule primar, în persoana domnului Barbu, tocmai aceste reglementări care au fost aprobate în ultimii 3 ani de zile în care am deținut și funcția de arhitect șef al municipiului București, au impus o regulă și o lege, astfel încât nu mai există pentru 85% din teritoriul municipiului reglementare în baza unor derogări. Există niște reglementări impuse de fiecare primărie de sector și așteptăm cu interes să fie impuse și pe teritoriile administrate de către municipalitate. Domnule, e legal, domnul Fane, dragă, e legal ce propune Nicu Șordan? În 23 de ani de funcție publică în care am gestionat și am propus diversilor primari generali, primari de sector, consiliilor de orice fel, documentații de urbanism, acestea întotdeauna au respectat atât tehnicitatea cât și legalitatea. Păi poate, dar poate nu afectează ce spune, atenție Fane, într-unul din articolele acestei decizii puse la vot vineri, se spune clar că nu e clar, da, dacă vor afecta deciziile astea și autorizațiile de construcție deja date. Barbu, domnul Tudor, ce doresc? Barbu, domnul Tudor, ce doresc să spun? Numai anunțarea unor asemenea măsuri drastice de tip rindea deja produc tsunami-uri și cutremure atât în administrația locală a Bucureștiului, cât și în întreg mediul investițional care vizează dezvoltarea acestui oraș. Rămâi lângă noi un pic, Fane. Hai că am reușit să facem Skype-ul, să refacem Skype-ul cu Alexandru Pânișoară. Ne auzim, domnul președinte, sunt acum? Sunt pe recepție. Da, da. Aceeași întrebare cu care am început și n-am reușit să răspundem, aș vrea să auză cei de acasă răspunsul acum. Va afecta ce se va vota vineri dacă va trece vreun loc de muncă, vreun șantier, vreun dezvoltator și vreun leu care ar trebui să intre la buget și nu intră? Bineînțeles că există acest scenariu, întrucât, așa cum se vede și în proiectul de hotărâre, se prevede că și autorizațiile deja emise vor trebui practic modificate, că se revin la fostele reglementări. Ce înseamnă să modifici o autorizație de construcție, oprirea șantierului? În principiu, da, pentru că practic e o procedură de reautorizare. Cineva, dacă se duce după ce va fi votat acest document și va reclama, va seiza autoritățile statului în privința funcționării unui șantier, ce șanse de câștigare în instanță?
având în vedere dacă hotărârile rămân în picioare și nu vor fi suspendate sau anulate, evident că are temei legal să solicite oprirea lucrărilor și eventual anularea autorizației de construire. Da, pe ecran, în timp ce vorbesc cu domnul Pânișoară, dumneavoastră pe ecran vedeți încet, așa cât de cât să fie lizibil, măcar începutul acestui proiect de hotărâre despre care facem vorbire. Domnul președinte, întrebare. Dacă ați fi avocatul sau portavocea dumneavoastră a lui Nicu Șordan, ce argumente ați găsit pentru ca această propunere să fie pusă pe masa consilierilor municipali și să fie votată? Care sunt argumentele în opinia noastră? Putem admite că există anumite elemente în aceste documentații de urbanism care, să spunem că nu se încadrează în prevederile legale, dar acestea sunt punctuale și pot fi rezolvate punctual. Nu consider că suspendarea întregii documentații reprezintă o soluție. Dar e posibil să se încerce prin această suspendare de 2 ani, întrebare și pentru tine, Alexandre, și pentru Fane, pentru amândoi. E posibil ca el, ca primar, și cei care din echipa domniei sale, să încerce să aducă o reglementare în ceea ce înseamnă arhitectonica Bucureștiului, ceea ce înseamnă regimul de respectare al legii, ceea ce înseamnă stârpirea unei posibile corupții. Adică eu mă pun acum, repet, Alexandre, Fane, în pielea lui Nicu Șordan, că dacă el ar fi avut eleganța și înțelepciunea să răspundă invitații noastre, ar fi făcut el aceste discuții cu voi. Zi, Alexandre. Dacă îmi permiți. Da, Fane. Mă scuzați. Urmarea discuției pe care domnul primar general a avut-o cu prorectorul Universității de Arhitectură, Ion Mincu, cel care este responsabil de întocmirea planului urbanistic general, cel care acoperă întreg teritoriul al municipiului București, numai de vreme de acum 10 zile, domnul prorector mi-a comunicat faptul că în ceea ce privește finanțarea acestei documentații în continuare pentru anul în curs, primăria municipiului va aloca 0 lei. Deci, în momentul în care se suspendă niște reglementări sau se prorogă aplicabilitatea lor și nu se pune nimic în loc, teritoriul pe care acestea acționau devine teritoriu nereglementat. De aceea am început discursul meu cu referire la imaginile transmise de pe Marte. Am înțeles. În concluzie, nu, vreau să răspundă și Alexandru la această întrebare. Alexandru. Da, din punctul meu de vedere, sau mă rog, cel puțin al specialiștilor, în primul rând, Nicu Șordan nu a venit cu nimic în schimb. În mod normal, conform legii, elaborarea unei documentații începe cu un anunț de intenție. Ori știm foarte bine din practică că aprobarea unei noi documentații de urbanism tip PUZ durează în jur de 24 de luni. Deci suntem în concret într-o situație în care 24 de luni vom reveni la reglementările PUG-ului, dar să ținem cont suntem în situația în care părți din PUG au fost deja anulate în instanță. Deci, cum spunea și domnul arhitect șef, pentru acele zone nu vor mai fi reglementări. Revenim la Regulamentul General din Urbanism din 1995. Dom'le, foarte puțină lume înțelege, numai că foarte multă lume, atenție Fane, atenție Alexandre, foarte multă lume s-a plâns, cel puțin eu vorbesc acum în numele emisiunii mele. La mine și la echipa cu care lucrez s-au plâns în decursul ultimilor 3-4 ani foarte mulți oameni de nerespectarea disciplinei în construcție, adică făcute blocuri între case, nu un regim de înălțime, haos total. Fane, haos total. Și atunci eu întreb încă o dată în numele cetățenilor nemulțumiți de ce s-a întâmplat cu capitala lor și în numele celor care, dezvoltatori fiind, dau de mâncare pentru mii și mii și mii de familii, muncitorii din construcții. Că sunt construcții civile, că sunt cartiere de blocuri, că sunt căi rutiere, nu contează, tot constructorii le fac. Aici vreau să defalcăm și să terminăm o dată discuția ca cei de acasă să înțeleagă ce ne așteaptă vineri. Fane! Dacă îmi permiți, în momentul în care distrugi o vază, dacă o lipești înapoi peste 2 ani de zile, tot nu mai e ce a fost. Faptul că
singura industrie care, cel puțin pe teritoriul municipiului București, a funcționat în plină pandemie și a funcționat din plin, a fost cea a construcțiilor și, evident, toată industria orizontală care o sprijină, este într-adevăr un lucru minunat. Horeca în genunchi, comerțul cam tot așa, transporturile, circulația cam tot așa. Nimeni nu spune că aceste documentații de urbanism făcute prima dată după 30 de ani, buzurile pe care intenționează să le anuleze primăria municipiului, Consiliul General la propunerea primarului general, sunt perfecte. Nu, sunt documentații de urbanism perfectibile. Trebuie totuși să recunoaștem faptul că în ultimii 3 ani de zile în municipiul București nu s-a mai construit haotic. S-a construit în bază de reglementări. Și atât felicitările cât și înjurăturile le-au luat atât arhitecții șef cât și primari. Nu mai suntem în anul de grație 2000 sau 2005 sau chiar 2010. Avem reglementări pe 85% din teritoriul municipiului București, mai puțin sectorul 1, al cărui buz n-a apucat să fie aprobat de fostul Consiliu Municipal. Dacă e să le distrugem acum, să le prorogăm în aplicabilitate și peste 2 ani de zile, când teoretic ar putea reveni în aplicabilitate, să zicem, am pierdut un nou val de investiții ca în 2007-2008 în criză, atunci responsabilitatea trebuie să fie a oamenilor politici. Mulțumesc mult, Fane Dumitrașcu. Alexandre, în încheiere, un punct de vedere al tău ca să prefațăm evenimentul de vineri. Un eveniment, repet, foarte important pentru desfășurarea unor activități extrem de importante la rândul lor în capitală. Construcțiile, că sunt civile, mă refer drumuri, poduri, viaducte, apeducte și așa mai departe, glumesc, fie apartamente și locuințe pentru foarte mulți doritori de a schimba casa, de a-și lua casă nouă dacă sunt la început de drum sau au schimbat pe cea veche. Alexandru, concluzia ta, dar acum pune știi ce rugăminte am? Pune concluzia asta și prin prisma domnului Nicușor Dan, că are și el cu certitudine, vă spun ca bucureștean, născut, crescut aici, are și Nicușor Dan dreptatea lui. La ce s-a întâmplat în orașul ăsta din punct de vedere al disciplinei în construcții, a respectării legii, a șpăgii și parandărăturilor pentru acte, că sunt ele puzuri, puduri, că sunt aprobări pentru branșament, este un haos. Adică el undeva, Nicușor Dan, are dreptatea lui. Acum, dreptatea lui și documentul pe care îl va pune la vot vineri, sunt totuși lucruri de analizat. Da, în concluzie, domnul președinte. Sigur, nu contest că are dreptate sau că consider că nu acționează cum trebuie, e pripit, dar evident în ceea ce privește beneficiul primăriei trebuie să ținem cont de două lucruri. Aceste puzuri îi permit și îi permiteau lui investițiile publice, prelungirea Ghencea, Poduciurel, infrastructura, Radetul. Sunt lucrări care se vor face în baza unor autorizații de construire și pentru care nu va avea documentații de urbanism, suspendându-le. Și doi la mână, după 21 de ani, în sfârșit avem pentru monumentele istorice zone de protecție. Alex, stai un pic, Alexandre. Da. Tu vrei să-mi spui mie și celor de acasă, nu mie, că și lucrările de reabilitare a structurii, a infrastructurii Radet pentru căldură și apă caldă intră sub incidența viitoarei decizii? Bineînțeles, pentru că planul urbanistic general din 2000 aprobat a suferit multe modificări prin alte trasee, alte străzi create care nu apăreau în anul 2000 și care erau acum prinse în aceste puzuri care urmează să fie suspendate. Și, practic, emiterea autorizației de construire nu va avea în spate bază de reglementare ca să poată fi emise. Mulțumesc mult de tot! A fost Alexandru Pânișoară, care este președintele Asociației pentru Dreptul Urbanismului, a fost Ștefan Dumitrașcu, arhitectul șef al sectorului 3, și a fost un subiect care poate părea mic, nu este deloc mic. Este vorba de capitala țării și este vorba de o decizie care, odată votată vinerea viitoare, adică acușica, peste 3 zile, va produce efecte pe care tocmai ce le-am prefațat. O să rămână să discute experții, eu nu mă pricep. Eu am făcut ceea ce gazetăriștii trebuia să fac. Să vă pun pe voi cei de acasă în temă. Asta se discută.
Și bugetul țării se discută, se discută și ce investiții mor și câte locuri de muncă sunt puse la semnul întrebării în domeniul construcțiilor în București, având în vedere că e foarte posibil cine are majoritatea, se știe cine are majoritate în Consiliul Capitalei, în Consiliul Municipal, și atunci e posibil ca la vot să treacă această propunere și timp de 24 de luni să nu avem niciun fel de puz aprobat sau aprobabil, și atunci efectele vor fi, o să vedeți la știri. Abia de vineri încolo o să vedeți la știri subiectul ăsta. Noi îl facem ca de multe alte dăți în avantpremieră cu o zi, două, trei, da? Bine. Hai să mergem mai departe, stimați telespectatori. O să avem după 2-3 minute de publicitate un dialog extrem de important și interesant pentru voi, pentru cei de acasă, pe tema banului public și pe tema efectelor legii bugetului care astăzi a ajuns în Parlamentul țării. Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei au stabilit deja pașii pentru ca săptămâna cealaltă bugetul să ajungă în plenul Parlamentului României reunit, senatori și deputați, și să fie votat. Doar fac o precizare, am auzit la toate televiziunile, inclusiv la noi, mii de amendamente puse de PSD și de aur și de argint și de platină. Mii de... Și vor să boicoteze și nu vor să boicoteze. Pe vremea când altă putere era în România, mă refer la PSD, domnii care acum sunt puterea cei de pe dreapta, liberalii, da, făceau la fel. Hai să vă spun o znoapă înainte de publicitate. Aline, lasă-mă 30 de secunde. La una dintre legile bugetului, o știți, vă mai aduceți aminte de Adriana Săftoiu? Adriana Săftoiu, da? Soția lui Elvis, șeful SIE. Bun. Ăla, ți l-ai dorit, șef, ți l-am pus. Adriana Săftoiu a făcut ca parlamentar un amendament în care a cerut modificarea numărului ei de telefon. Și a trecut numărul de telefon al ei. Știți că a fost votat și respins? Nu s-a uitat nimeni. A fost un test dat Parlamentului de către un fost gazetar. Da, a făcut amendament la legea bugetului în care referirea era la numărul ei de mobil. Știți că în actele Parlamentului României, ăsta, apare amendamentul numărul cutare, supus la vot, amendamentul a fost respins cu nu știu câte voturi pentru și nu știu câte voturi contra. Adică au fost și pentru schimbarea numărului de telefon al Adrianei Săftoiu. Deci povestea cu câteva mii de voturi, de amendamente, este o, cum se spune la periferia orașului, o vrăjeală în varză. Știți în cât timp vor fi respinse? 3 ore. Este vorba de 2000 de amendamente pe oră, cam asta e turația Parlamentului. Nu vă vine a crede? Trust in me! Așa este. Revenim imediat. Oameni buni, ne-am întors în direct. O să avem fondatorul Aparului, deși cred că îl și avem pe domnul Baciu la telefon. Bună ziua, Laurențiu! Bună ziua, domnul Vlad. Și, bineînțeles, unul dintre mari lideri, mari la figura, mic la propriu, ai fermierilor, domnul Adrian Rădulescu. Salut, Adrian! Alo? Adrian, da? Salut! Da, da! Înainte de toate vreau să fac o precizare, pentru că vedeți în spatele meu, uite, chiar dă un pic, dați un cadru așa, niște oameni, niște minunați oameni, că știți cum e, adevărul recunoscut e pe jumătate iertat. O perioadă în spatele meu și probabil și al altor colegi de la B1, veți vedea o minunată echipă de muncitori, n-ai cum să o ascunzi echipa, pentru că e pe calea victoriei, se lucrează în cel mai traficat și circulat, traficat din punct de vedere rutier, punct al capitalei. B1 TV are demontat în jurul studiourilor de la parter pentru o acțiune de dezvoltare extrem de așteptată de întreaga echipă a acestui post național de televiziune, are de montat și are de suferit imaginea aceasta împreună cu schele și cu oameni care muncesc. Este minunat să vezi oameni care muncesc. Și atenție, apropo de subiectul dinainte, oamenii din spatele meu care muncesc, pe care o să-i vedeți din ce în ce mai aplicat în emisiunea mea,
sunt cei despre care vorbeam înainte, oameni din construcții. Oamenii din construcții care n-au voie să sufere, indiferent ce s-a întâmplat, pentru că este una dintre zonele în care lucrurile chiar mergeau. Deci, hai să ne întoarcem la subiectul nostru. Ai găsit știrea aia, Pictore? Dă-o pe post. Ia să o vedem. Deficitul comercial e din cursdeguvernare.ro. Le mulțumesc colegilor de la Curs de Guvernare. Deficitul comercial din farfurie, alimentele pe care România le importă la nivel de miliarde. Hai mă, dați-i așa. Așa, bravo. Ideea e, dar de ce ați schimbat unghiul? Să nu se vadă șantierul? Băi, frate, atenție mare. Am schimbat unghiurile de filmare un pic ca să nu vă deranjeze acasă montarea acestor schele. În caz că le vedeți ceva în spatele meu, să nu credeți că e vreo acțiune de diversiune, este doar o acțiune de oameni care muncesc și își dau simța ca repede și profesionist să termine lucrarea. Repet, aveți știrea pe ecran. Hai să o luăm pe scurtătură, ridicați un pic știrea și în știre cine o caută pe Curs de Guvernare va vedea. Așa, stop! Ideea este așa. Exportăm materii prime la prețuri în scădere și importăm produse, adică mâncare, la prețuri tot mai scumpe. E nevoie să repet? Exportăm ca imbecili, suntem o țară imbecilizată, îmi pare rău să o spun. Exportăm materie ca și cu lemnul. Noi exportăm bușteni pe nimic și importăm mobilă scumpă. Exportăm, nu mai nici măcar nu exportăm, dăm pe mocăciune aproape gaze și țiței la alții și importăm produse făcute din petrolul țării ăsteia. Apropo, o să discutăm în partea a doua a emisiunii când vin la rând și politicienii. Eu nu cred, cu tot respectul pentru Virgil Popescu, pe care îl cunosc și îl respect ca bun amic ce este ministrul energiei. Este un amic de-al meu și e un om minunat. Numai că eu nu cred povestea cu molecula de, cum se numește la mult, gaz natural românesc pe care România îl va extrage. Nu, România nu îl va extrage. Îl vor extrage străinii dintr-un teritoriu românesc, pentru că noi n-am fost în stare să ni-l extragem singuri. Să găsim o soluție, să-l extragem și să-l comercializăm. Și noi vom fi România, o țară cumpărătoare de gaz românesc din Marea Neagră românească, la preț internațional. Nu vă gândiți că ne face cineva vreun favor. Este în sensul cum e Dacia românească. Doar proștii și manipulatorii cred că Dacia e românească. Pentru că uite că este Renault. A, într-adevăr, se cheamă Dacia. De ce? Pentru că știu eu cine a fost acolo, meșter, dacă nu era să termina fabrica aia ca și Aro. Deci Dacia a avut un director, Dacia Pitești, pe care dacă nu l-avea, se finaliza la Mioveni ca la Câmpul Lung, cu un jaf absolut istoric. Cum s-a băgat în gard Aro și a fost făcută zova, așa făceau și Dacia Pitești. Bine, hai, Laurențiu, Adrian, spuneți-ne celor de acasă și mie și celor de acasă care este adevărul privind această știre, că v-ați uitat pe ea, de ce am ajuns să fim etichetați ca tâmpiții Europei, oameni care exportă pe nimic materie primă în domeniul alimentar și importă alimente de miliarde și miliarde de euro, care înseamnă datorii făcute la balanța externă a țării pe bani scumpi. Dacă luăm și analizăm ceea ce s-a întâmplat în agricultură și ce s-a întâmplat cu produsele agricole în ultimii 30 de ani, constăm că toate politicile care au fost emise de către guvernanți n-au dus decât acolo să devenim exportatori de materie primă și să importăm mâncare pe românește la prețuri de 3-4 ori mai scumpă decât materia primă. Din păcate asistăm că pe zi ce trece la foarte multe articole din ceea ce înseamnă mâncare vin de afară. Chiar astăzi am avut ocazia, întâmplător de altfel, să mă uit pe o pungă în care erau niște fasole și să vedem că sunt fasole importate din Egipt. Hai că asta nu mai pot să cred. Chiar am ajuns până acolo, nici fasole nu mai suntem în stare să producem. Deci, și toate politicile care au venit, prin Afir, prin știți prea bine, prin acel PNDR au venit pentru dezvoltarea unor sectoare în care să nu permită prelucrarea produsului brut românesc
pentru a nu mai cumpăra de afară produsuri finite. Aici am ajuns, din păcate. Adriane! Da, fii atent, Barbule. Îmi supăra rău și m-ai provocat foarte tare. Vreau să spun, datorită incompetenței cu care partidele politice au tratat în mod real agricultura, pentru că întotdeauna au trecut-o printre priorități și întotdeauna a fost cenușărată, a lăsată la urmă. 1. 2. Nu există și n-a existat în cei 31 de ani vreo etapă sau, hai să spunem, un program pe care să-l ducem până la cap. 2. Am împărțit agricultura în două și acum începem să-i punem să se lupte între ei. Mari fermieri cu producții foarte bune, care lucrează 5 milioane de hectare, care au ajuns la fel de competitiv ca cei din Uniunea Europeană, dar care, la care costurile lor sunt 200% mai mari decât acelor din Uniunea Europeană. Luăm dobânda, ei lucrează cu 0,5, ai noștri agricultori cu 7, 8 sau 12. Discutăm despre îngrășăminte, fungicide, erbicide care 200 de ori mai scumpă. Discutăm de mașini și utilaje cu 100% mai scumpe. Totul e mai scump, dar i-am bătut la acest capitol și am ajuns la anumite culturi să fim pe locul întâi. Dar, din păcate, cu această producție pe care o realizăm și fericiți pe toți care s-au sacrificat în domeniul ăsta, o dăm degeaba, pentru că nu putem utiliza aici. De ce? N-am pus bazele zootehniei, nu discutăm de cele 5 milioane de hectare lucrate de mici fermieri, nu avem clasă de mijloc, n-am făcut nimic pentru consolidarea statului românesc. Încă o dată am venit și am introdus gaze, canalizare, apă și n-au bani să îi le introducă în curte. Nu poate să plătească nici gazul, nici apa, nici canalizare. Oamenii, i-ai văzut, în pandemie au fugit din România să poată să-și câștige existența din satul românesc. N-am făcut nimic de industrializare, n-avem nimic, sunt câțiva oameni care s-au bătut, unul la tine în emisiune și îl felicit pe Bați, indiferent ce-i pun alții în spinare. Eu am făcut o porțiune, el a dus-o mai departe, mai bun. Sunt mai mult. Întrebare, ție care... atent aici, Adriane, Laurențiule, da. Atenție mare. Da. Întrebare, v-ați uitat amândoi din ce am înțeles de la voi, și sper că am înțeles corect, pe proiectul de buget ăsta care intră azi, a intrat în discuția parlamentarilor și săptămâna altă va fi votat, care este legea fundamentală a banilor pe 2021. Și vă întreb cum vi se pare politica Guvernului României la capitolul ăsta, dacă această politică repară ceva din ce discutăm acum. Sau nu există nicio alocare și nicio strategie regăsită în bani pentru salvarea României de la a fi exportator de materie primă pe nimic și importator de mâncare foarte scumpă. Laurențu, te rog frumos, lasă-mă pe mine primul. Mulțumesc din suflet. Deci, dragă Tudore, reține, dacă te uiți pe bugetul Ministerului Agriculturii, să chinuie, să împartă banii europeni, fondurile care vin de afară, asta este strategia acestui minister. Nu există niciun ban pentru investiții, nu există nicio politică de dezvoltare, nu există nicio politică de dezvoltare a statului românesc. Programele pe fonduri europene, și Laurențiu o să-ți confirme, sunt făcute de necunoscători ai agriculturii, sunt bani aruncați, 600 de milioane pe instalarea tânărului fermier, 2 hectare de porumb sau ce dracu au mai inventat pe acolo, dovlești. De pete, da. Așa. Și alte lucruri care, mai departe, au intrat bani din Uniunea Europeană, corect, dar neinvestindu-i corect, i-am pierdut, ne-am bătut bani, ne-am bătut joc de ei și nu răspunde nimeni. Eu mă opresc aici, Laurențule, te rog pe tine. De domnul Barbu, nu vreau să-l completez acum pe Adrian, dar problema este în felul următor. În cei 30 de ani, n-a făcut nimic, singurul lucru care s-a dezvoltat în România, a fost incompetența. De-aia am ajuns în situația în care am ajuns. De-aia am ajuns că, spuneți, voi nu produceți decât materie primă. Da, și aia cu niște prețuri extraordinar de mari, pentru că toate inputurile, domnul Barbu, le luăm de afară. Nimic nu mai e românesc. S-au distrus toate. Centrele de cercetare, de producerea semințelor,
combinatele de îngrășăminte chimice, combinatele de pesticide, s-a distrus tot. Tot importăm de afară, la prețurile, vă dați seama. Avem magazine proprii de desfacere. N-am auzit ce ai spus, Adriane, iartă-mă puțin, Laurențiu, ce ai zis? N-avem magazine proprii românești ale producătorilor de desfacere. Nu există în România. România e ca și cum n-ar exista românii în această țară. Păi da, bă, Adriane, dar cine a lăsat producător român fără desfacere în țara lui, bă, băiete? Deci toată strategia, domnul... Cine a instalat supermarketul în mijlocul orașului? Nu e adevărat? Lasă că nu supermarketul a venit aici. Supermarketul e foarte bine venit. Numai că în mijlocul orașului nu există nicăieri în lume, cum bine spui, a omorât magazinul de cartier care era prima etapă de cumpărare a oricărui necăjit, al doilea, și al treilea răspuns, dacă erai cinstit, spuneai noi, bă, clasa politică am făcut asta. Nu eu cu tine, Barbule, eu nu pot să nu mi-asum prostia altora, Barbule, și nici tu. Nu, nici tu și nici eu nu avem voie să ne asumăm prostia altora. Eu sunt mândru de ce am făcut atâta timp cât am avut funcții publice și la Ministerul Agriculturii și în asociațiile de fermieri și consilier al președintelui. Eu am luptat pentru țară, pentru mine, pentru popor, pentru națiune. Eu iubesc această țară, copiii mei sunt aici, nepoții mei sunt aici. Eu aici vreau să trăiesc, eu vreau să fim români cu adevărat. Mi-e rușine când mă duc afară, am fost într-o vizită acum 2 luni cu cineva din alt domeniu, de la mobilă, și zice, domnul Rădulescu, să recunoaștem că suntem români. Băi, dar sunteți stârciți? Suntem români și suntem buni. Ne-e rușine să mai spunem că suntem români. Da. Înainte de... Vreau să vă rog pe amândoi să aveți înțelegere. Trebuie să luăm 2-3 minute de publicitate. Nu, la unu, Neluță. Deci, vorbeam cu regizorul. Repet, 2-3 minute de publicitate. Nu înainte de a relua și eu știrea, conform căreia deja prețul la pompă a trecut și la motorină și la benzină de 5 lei și a ajuns ca înainte de pandemie, să nu vă imaginați că ce vedeți pe ecran nu o să se găsească în întreținere, în pâine, în medicamente, în orice vreți, în ciorapi, în chiloți, peste tot! În orice cumperi veți găsi știrea asta! În orice cumperi române găsești știrea aceasta, da? Și vom avea și doi politicieni care sunt curios în ce măsură vor dialoga cu reprezentanții agriculturii românilor, cu agriculturii noastre, pe tema pe care v-am supus-o atenției. Revenim după 2-3 minute.